ce părere are despre faptul, l-a întrebat Eugenia Vodă, despre faptul că în cartea lui Manolescu, da, așa, l-a trecut la eseistică și nu la beletristică. Și a zis că e foarte, s-a declarat și acolo foarte supărat că nu a fost încadrat la beletristică pentru că el se consideră romancier și nu eseist și memorialist. Păi asta e reproșat ei, că la Rotaru romane eseu le numește cărțile lui. Că despre... Mie mi se pare că are dreptate. Da, și mie despre carte, mie nu pot să spun că mi-a plăcut. De fapt, nu mi-a plăcut deloc. Da, asta. Dar altele sunt un pic mai... De ce nu s-a plăcut? Asta e, nu, mie nu-mi plac scrierile, adică foarte rar găsesc scrieri autobiografice care să-mi placă. Mi se pare, poate, mi se pare că literatura ar trebui să fie produsul unei imaginații și chiar dacă, bineînțeles, că toate cărțile... și au seva într-o experiență personală a autorului sau ceva ce a auzit sau ce a văzut. Dacă nu știu asta, mi se pare că e produs imaginației lui și îmi place foarte mult. Asta știind că e o carte autobiografică, am plecat cu o prejudecată peste care n-am reușit să trec. Dar ce mi-a plăcut foarte mult, exact ce s-a discutat mai devreme, este umorul și curajul și inteligența cu care și-a acceptat situația. Dom'le, asta a fost viața mea. Și acum sunt în momentul ăsta. N-am putut să nu-l compar cu Mircea Daneliuc, care probabil dacă l-ați văzut este foarte frustrat și acum la bătrânețe. El are de reproșat la toată lumea, România e de rahat, ăla mi-a făcut rău, nimic nihilist, așa, nimic nu e bine, nimic nu e... Și e oare un pic mai tânăr, dar tot pe acolo cu Norman Manea și nu poate să se desprindă de faptul că a avut o viață grea și că sistemul comunism i-a pus piedici, că Sergiu Nicolaescu l-a împiedicat să facă anumite filme, doamna Suciu știe și așa mai departe. Așa, și nici acum la bătrânețe. Se spune că... Nu s-a maturizat. Da, se spune că odată cu bătrânețea devii mai inteligent pentru că nu mai ai timp să te împaci cu oamenii pe care... Și la Norman Manea asta mi-a plăcut. Da, și în carte mi se pare poate... că transpiră lucrul ăsta. Adică, uite, asta e viața mea, dar acum sunt împăcat, asta s-a întâmplat, dar acum sunt împăcat cu sine. Deci, oarecum creștin. Da. Bun.